numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernici părinți, împreună slujitori, drept măritori creștini, suntem acum la finalul celei mai grele și celei mai lungi dintre deniile închinate pătimirilor Mântuitorului Hristos. Și ne-am adus aminte astăzi, în Joia Mare, de toate treptele acestea ale pătimirii pe care le-a urcat Mântuitorul Hristos până la cruce și până la mormânt. Și noi știm lucrurile acestea că ele curg într-o anumită ordine. Am avut Paștile pe care le-a mâncat Mântuitorul Hristos cu ucenicii, am avut spălarea picioarelor, trădarea lui Iuda, întinderea aceasta a mâinii împreună cu Hristos în blid, când Hristos l-a arătat pe vânzătorul ucenicilor cu care era la masă, instituirea Sfintei Euharistii, vinderea, prinderea în grădina Ghețimanii, rugăciunea aceea pe care Hristos o face către Tatăl să fie îndepărtată de la El povara aceasta a paharului greu pe care avea să-l bea, prinderea, judecata la Caiafa și apoi la Pilat, biciuirea, răstignirea, moartea pe cruce și așezarea în mormânt. Toate acestea sunt trepte pe care Mântuitorul Hristos a urcat de bunăvoie. Și din toate acestea am să mă refer la una singură. Pentru că de foarte multe ori atunci când venim la Sfântul Altar și ne împărtășim, este fie zi de duminică, fie zi de sărbătoare cel mai des. Și atunci sigur că momentul împărtășirii noastre cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos sunt momente de bucurie pe care noi le trăim. Dar trebuie să ne aducem aminte și să nu uităm când a dat Mântuitorul Hristos taina aceasta a împărtășaniei către Sfinții Apostoli. La cina cea de taină, urcând treaptă după treaptă către răstignirea sa pe cruce. Și dacă vreți, chiar instituirea Sfintei Euharistiei a fost în economia aceasta a ultimelor zile ale Mântuitorului Hristos una din cele mai importante trepte pe care El le-a pășit de bunăvoie. În această atmosferă grea, apăsătoare, Mântuitorul Hristos ia pâine și ia paharul cu vin și îl dă ucenicilor zicând cuvintele pe care le-a reținut și Sfânta Evanghelie: mâncați din acesta și beți din acesta, că acesta este trupul și respectiv sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Sigur că noi nu ne împărtășim cu trupul lui Hristos, cel care la cina cea de taină a spus acestea, pentru că El, vedeți, le dă ucenicilor, dar totuși era cu ei, cu tot trupul Lui alături de ei. Ci noi ne împărtășim în Sfânta Împărtășanie cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos răstignit și înviat. Dar se întâmplă aici ceva. Spuneam că noi știm că lucrurile acestea curg și ajung în cele din urmă la înviere, cum am cântat și atunci când am scos crucea: închinăm nepatimilor tale, Hristoase, arată-ne nouă și slăvită învierea ta. Pentru noi lucrurile acestea curg, dar pentru Hristos, care era om adevărat, dar și Dumnezeu adevărat, ele nu trec. Odată ce se întâmplă și chiar înainte ca ele să se fi întâmplat, ele rămân întipărite în persoana a doua a Sfintei Treimi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu și om. Odată răstignit, Hristos rămâne răstignit. Odată îngropat, Hristos rămâne îngropat. Și odată înviat, Hristos rămâne înviat. De aceea El și după înviere poartă semnele cuielor și îi arată lui Toma la 7 zile după înviere, la 1 săptămână după înviere, semnele suferinței prin care a trecut pe cruce, semnele cuielor și în coasta sa locul în care a fost împuns.
lucrurile acelea în trupul lui Hristos cel înviat nu se vindecă niciodată, pentru că Hristos rămâne de-a pururi cel răstignit. Se întreba cineva, cum poate Dumnezeu să mai iubească lumea care l-a răstignit pe Fiul Său? Pentru că Hristos, odată răstignit pe cruce, rămâne pentru totdeauna răstignit. Dar răspunsul la aceasta, venit din partea unui părinte, a fost: Dumnezeu iubește ce-i frumos în oameni și ce-i frumos în noi este ceea ce reușim să schimbăm prin pocăință. De aceea noi venim la taina împărtășaniei după ce ne spovedim și când primim trupul și sângele Mântuitorului Hristos, primim toate acestea și patima Lui și răstignirea Lui și îngroparea Lui și învierea Lui și înălțarea de-a dreapta Tatălui. De altfel, preotul se roagă după ce rostește cuvintele de instituire, se roagă în timpul Sfintei Liturghii și spune: aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de înviere, de înălțare la ceruri și de a doua slăvită și iarăși venire, arătând că toate acestea care s-au făcut pentru noi, nu doar s-au făcut, ci rămân împreună cu noi în biserică pentru totdeauna. Icoana aceasta a lui Hristos cel răstignit, a Fiului lui Dumnezeu mort pe cruce, este icoana desăvârșită a dragostei pe care Dumnezeu ne-o poartă nouă oamenilor. Dumnezeu ne-a iubit întotdeauna, dar noi n-am știut cât de mare a fost iubirea Lui până când nu s-a arătat și până când n-a scris cu sângele Său în paginile istoriei jertfa Sa răscumpărătoare de pe cruce. Acum știm că ne-a iubit, acum știm că ne-a răscumpărat și suntem și noi chemați de Sfântul Ioan, teologul, apostolul, cel care și-a rezemat capul pe pieptul Mântuitorului la cina cea de taină și l-a întrebat: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Acel ucenic iubit al Mântuitorului Hristos, care din inima Mântuitorului, pe pieptul căruia s-a rezemat la cina cea de taină, a scos cele mai adânci învățături din Sfânta Evanghelie, acela ne spune că Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea ne cheamă toți Sfinții Părinți prin scrierile lor către Sfânta Împărtășanie. De aceea ne așteaptă pe noi împărtășirea cu Hristos cel adevărat, pentru ca noi să nu mai fim singuri, ci să fim întotdeauna împreună cu El. Pentru ca noi să venim pregătiți pe cât ne este nouă cu putință la această întâlnire, dar să nu amânăm, să nu lăsăm această întâlnire a lui Hristos, ci să venim către El, El cel care pururea ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Amin.